Salut, prieteni, sunt colonelul Mortenii. Fac acest video pentru a vă ura la mulți ani și sărbători fericite, Crăciun fericit și un 2017 așa cum nu a fost 2016. Scop principal pentru care fac acest video este să vă prezint noul meu. Să vă rog, dacă doriți să intrați pe profilul meu de WordPress, am aici niște scrieri. Aș aprecia foarte mult, deoarece v-am mai povestit eu despre Blogspot. Și am zis să fac și pe WordPress. Totul este scris de mine. O să vă las linkul în descriere. Aș aprecia foarte mult dacă mi-ați vizualiza postările. Eu am mai avut profil, dar nu mai țin minte. Abar n-am ce am mai scris pe ăla, dar nu cred că era numele ăsta. 2011. Mi se pare interesant, eu nu fac chestia asta pentru bani. Deci am 9 postări, 96 vizualizări, mă rog, vizitatori 5. Aba, n-am ce înseamnă astea. Chiar nu știu ce pui mei, mă scuzați, ce este aici, dar vreau să vă spun că am o nouă creație numită Noaptea când demonii au aruncat cărțile pe față. Este puțin horror, cum să vă spun. Să zicem că este ceva dramatic, metaforic sau să numim așa un fel de proză cu interferențe biblice. O lectură pentru toate vârstele. O să vă dați seama că sunt plin de bube pe creier și ce vreau să vă spun, că vă mulțumesc pentru suma enormă la care am ajuns. Dacă nu erau copii, nu ajungeam atât de departe. De subscriber 936 și vă promit că la 1000 de subscriber mă arunc în cap. De pe casă glumeam. O să mă gândesc ce o să facem, dar până atunci trebuie să-mi găsesc bicheta, că nu știu unde am pus-o. A, bă, da, am aruncat-o în foc. Ce? Nu, 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 nu am aruncat-o. Țin să o caut, că nu știu unde naiba e. Revin imediat. Într-adevăr, era un foc, am băgat mâna, am scos-o. Știți că virgulă colonelul poate orice.
Azi am făcut un live pe celălalt canal, pe prafetele la de canal, unde e mai mult mizerie, nu e nimic în regulă acolo, nici pe ăsta, nu că ar fi pe ăsta ceva în regulă, deoarece de când am început să fac gaming doar CS16 și Metin 2 Road, pe care, după cum știți, am deja ban permanent, motivul fiind pedofilia. Mă rog, să mai dramatizez acum, să dau o tragedie. Momentan nu am băgat... Dacă cumva vă interesează, domne, dacă am băgat sau n-am băgat... Dar chiar încerc să fac bani cu așa ceva, cu WordPress, pentru că știți că foarte mulți au încercat. Nu fac, momentan nu am băgat pluginurile și mai durează. O să bag acele pluginuri decât dacă fac, să zicem, ia mă, dacă dau refresh, tot 8. Păi cine naiba mi-a intrat mie pe ăsta? Alo? Tot 8. Ce ai făcut, mă? Deci eu sunt mândru acum că am realizat ceva, deși nu abar n-am ce am realizat. Am văzut la un băiat, Răzvan Ionuț, că începusem eu cu nebuneala, cu niște nume, și am dat de blogul lui, e foarte interesant față de al meu. Pot să spun că e lectură, tată, nu jucărie. Da, în fine, fac și eu ce pot. Mai plantez cât o scriere de asta de te doare capul. Stați așa că nu. Aveam blogul lui, dar nu mai știu unde. Dar nu vreau să-l prezint, că după îmi dă copyright. Zice că mă dau mare cu blogul lui, să știu. Mamă, sunt praf, am dormit de 3 ore. E grea munca de poet, adică de scriitor. Nu să vă spun, e foarte, foarte greu. O să mor când dau sufletul pentru societate, să le deschid mințile, mai ales să meargă pe calea cea dreaptă. Ce înseamnă asta? Astea sunt. Mi se pare interesant, parcă sunt la ziar. Asta a fost și visul meu de mic, să ajung la ziar, dar nu poți să ajungi, pur și simplu. Bine, pe sticlă văd că am ajuns. Să zicem că aici sunt la televizor sau... Chiar am înregistrat asta, am înregistrat, da, într-adevăr. Aveți aici la... despre mine... colonelwordpress.com și asta este gravatar.com. Am pus-o și pe asta pentru că o să vedeți și numărul de telefon, dar mă rog. Acum las la
apelez la bunul simț, să nu mă stresați, să mă sunați, adică hai mai faci un live, mai chiar n-am putut să fac, am fost foarte obosit și cred că am aici material, pardon, conținut care, după părerea mea, dacă nu știu, să zicem că nu pun chiar așa un suflet în ceea ce fac, dar totuși nu știu dacă știți, s-am plâns când mi s-a închis contul atunci, pentru că este munca mea și nu știu ce mi se pare aiurea să se închidă. Sunt obosit și nu știu ce să vă mai spun. N-am vrut să încep să fac live pentru că mi-e greu să mai mă țin la chat să explic. Nu pot să joc acum. Da, ce vreau să vă spun este că cu toate că nu pun eu atât de mult suflet în ceea ce fac și nu cred chiar în toate forțele în ceea ce am făcut până acum, ce am jucat sau ce am vrut să fac, gaming. Vlogging, la un moment dat am avut niște clipuri despre criminalii. Dacă vă uitați așa, puteți să ziceți că ăsta e canalul celui mai mare YouTuber, dar... Decizele. S-a făcut un soare? Toate astea, eu nu am vizualizări și nici like-uri. Și haide să vă spun adevărul și frustrările mele care le am referitor la ce încerc eu să fac aici. Eu nu pot să trăiesc fără YouTube. Dacă tot susțin ideea asta, ar trebui să fac live în fiecare zi, dacă nu pot să trăiesc, sau să fac video în fiecare zi. Totuși nu pot, pentru că este singura mea ocupație. Nu sper să fac niciun ban, cum au spus alți blogger și vlogger sau youtuber, gamer. Nu sper să fac absolut niciun ban. Am uitat ideea ce vreau să spun. Salut, eu Vasile. Uitați, asta este realitatea. Adică frustrarea este că alți youtuberi au 125 de vizionări doar când încep live-ul. În primele 2 minute ajung la 125 și eu am în total 125.
este tot conținutul. Nu, no, că talent nu o să mă bag, nu mă bag în seamă. Stai meniu ca un... Păi nu, uite... Hai să vă spun și care este treaba cu... Nu, aici eram foarte obosit, nu... Picasem de tot în depresie și... Nu stăteam în meniu ca să... Pur și simplu am avut un time-out. Dacă trag de păr așa totul să fac conținut și să fac live, chiar nu pot. Îi fac doar atunci când pot și când am putere să fac. Dacă nu am putere, nu fac. Asta vreau să știe toți și sincer să vă spun, dacă stai să te uiți pe comentarii, să o luăm așa, departe. Asta ar fi frustrarea mea. Din acest motiv nu prea mă mai încântă să fac nimic. Nu vreau acum să trag pe cineva de păr, adică să îmi pun cuva să-mi dea like sau să crezi că trebuie subscriber mai mult sau... Nu este vorba de asta, dar asta este valoarea care o am eu pe YouTube. Mai mult nu o să am... Uite, vedeți, pe ăsta am făcut 1857 din cauza haterilor, 1857 de vizionări și 63 de like-uri, 59 de dislike-uri, care vă dați seama că astea 59 a fost câți hateri să fi fost acolo, câte persoane. Plus de asta, știți cu toți youtuberii știu faptul că ai atâtea vizionări și nu ai nici măcar 1000 de abonați. Asta ar fi încă o frustrare a mea. Când vezi că ai 1857 de vizionări. Dacă nu știați, nu se pun vizionările doar pentru faptul că ai intrat tu pe live-ul ăsta de 10-20 de ori, să zicem. Zici? Adică pentru faptul că acum ai intrat, te uiți 5 minute la mine, după intri iar și... Și tot așa. Nu. Asta se pune pe doar... Dacă nu, să mă contrazică cineva. Dacă nu este adevărat ce spun. Se pune doar pe... Încât te știu eu... Să zicem pe IP sau știu eu cum, IP, mă rog, pe... Adică... Ca și cum tu ai dreptul să dai cu șut într-o minge o singură dată și... Adică nu știu cum să exprim. Adică intri decât o singură dată și atâta. Și ăștia care au intrat aici, cer scuze, cei care au intrat, da? Sunt doar cei reali, 1857, da?
Da, vezi, m-am luat. Ce s-a întâmplat? Da, vă spuneam că nu doar pentru faptul că tu dai... Deci intri 5 minute după ieși, după iar intri... Ce să vă mai spun? Succesul la mine a venit mai mult pe circ. Adică succesul. Pot să spun că ăsta este unul dintre clipurile, sau nu. Nu știu. Mă rog. Da, ce drept? Acestei, nu acestor săptămâni, în pula mea, măcar scrie corect. Rudei, e ceva... Un fel de circ, m-am agitat foarte tare. Nu arăt bine, chiar mi-e rău, sincer, mi-e rău, mi-e... Mă rog, da? Nu vreau să reacționez la clipul meu, dar sunt penibil și asta este. Totuși încerc să ies în evidență, să mă exteriorizez cu ceea ce fac. De ce l-am pus pe ăsta pe privat, mă întrebați, probabil. Pentru că mi s-a părut puțin penibil ce am vorbit acolo despre poliție și chestii din astea. Abar n-am de ce nu șterg. Da, fraților, haideți revenim, deci acesta este eu vă sfătuiesc să dați click pe toate astea de aici, dacă vreți. Chiar și pe Tumblr, dacă vreți, mă puteți aprecia. Dacă doriți să vă apreciați pe Tumblr, eu am pus acolo doar... tot aceleași vloguri. Mi-am luat copyright pentru muzică, am pus o muzică, mă rog. Vă sfătuiesc, dați, dar să nu mă înjurați pentru că nu este frumos. Ce vreau să vă mai spun, că rămăsesem la partea cu comentariile care... pe care fanii, să zicem așa, sau haterii ți le dau, dacă ai pune la suflet totul. Deși nu pot să zic, băi, n-ai că n-am pus. Am pus, normal. Amenințări și hărțuiri. Cine era? Adică și la adresa mea, poate că și eu am făcut. Și eu, nu că n-am făcut. Și vă rog frumos, atunci când apăsați pe butonul de Facebook, să nu mă înjurați. Pentru că o să vă blochez. Altă soluție nu am decât să...
Referitor la comentarii, dacă vreți să vă vorbesc puțin despre cei care doriți să vă apucați, nu trebuie să vă fie jenă, adică de ceea ce faceți. Nu trebuie să aveți frustrări în legătură cu Nu trebuie să aveți frustrări în legătură cu... E mult până te acomodezi, adică, băi, dacă cineva te înjură, băi, asta este fața mea. Păi și tu, dacă ești deștept. Nu te ține să înfrunți sistemul ăsta răutăcios, adică... Sunt conștient că m-am expus public în fața tuturor. Viața mea nu mai este una privată, normală. Mi-am dorit atât de mult să nu se afle numele meu, dar s-a aflat. Acum a băgat trolling la greu. Acum hai să vă spun așa, nu că mamă, nu știu ce. Dar sincer, hai să te menționez și pe tine, probabil asta este interesul tău. Să reacționezi la comentariul tău. Frankenstein's Frankie, bine, bai, căști cu 40 de lei. Da. Ideea este că eu nu am bani, dacă eu v-am și spus că nu, domne, nu am bani, nu unde să. Deci nu șterg, pentru că la un moment dat nici nu te mai uiți pe ele și nici nu-ți mai pasă că cineva scrie sau te înjură, credeți-mă. Dacă vrei neapărat să faci ceva, treci peste faza cu ha-ha-ha și ce urât e, ce față ai și nu știu ce. Știu că nu sunt frumos, nu sunt foarte frumos. Și nu sunt nici bogat. N-am venit, fraților, să mă mândresc aici că sunt bogat. Am explicat de foarte multe ori. Asta este ocupația mea. Dacă nu, hai să stau decât să mă uit pe pereți, să mă uit la televizor, care să văd aceleași știri de 1000 de ori, mai bine fac eu știri. Aceleași vedete de 1000 de ori. Sau să stau pe Facebook, unde, dacă nu știați, sunt aceleași știri repetate pe mai multe site-uri de știri. Sau pur și simplu să stau să ard la modul șmecher pe Facebook, în speranța că o să ajung vreo vedetă, nu știu ce vedetă, da? Sau cel mai indicat este să te duci dracu la muncă, bă, colonelul. Morților, cică. Nu doresc, fraților, să mă afirm. Adică nu doresc să ajung vedetă prin conținutul care îl pun eu pe YouTube. Sau dacă acum postez și mă dau mare și tare că vreau să salvez globul, nu o să mă bage nimeni în seamă. În ziua de azi, dacă nu ești penibil, nu prea dai randament pe... Sau să fac un asemenea la bine că nici la telefon să fac. De unde?
Hai să facem un pariu că urmează câteva înjurături, băga mea și scoțea mea și, și toate cele, da? E de la mine din sat băiatul. Nu-mi urmărește mie activitatea și nici nu l-am rugat să mă urmărească vreodată. Că băiatul știe că atâta timp cât nu e vorba de șmecherie la mine și nu e pe felia mea, băiatul. Uite, ar fi putut să facă, el ar fi putut să facă videoblog, zic eu. Ce a zis mai devreme Facebook user aici, era un cineva care tocmai mi-a dat bloc. Hai mă, hai te rog eu, bagă și scoateți, că dacă nu, nu mă simt bine, înseamnă că n-am avut dreptate. Bine asta, uite. Iar nu mă Un asemenea live ar trebui să fac și eu pe YouTube. Nu că sunt foarte tare la live, la făcut live. Hai să fac doar așa, pur și simplu. Să mă uit în gol, așa, la... în fundul grădinii. De pe ce? De n-am mai. Păi nu știu dacă merg. Alexandru, tata. Aurola, ce Aurola ești tu, bă, milobul dracu care ești? Ați văzut că nu rezistă la hateri? Trebuie să te comporți, adică tu dacă ai vrut să devii vedetă, trebuie să te acomodezi că devii vedetă, da? Adică nu știu care este problema lui până la urmă. Distrău. Vedeți? S-a supărat și a ieșit. Acum nu putem să facem și noi chestia asta. Bine, și la faza cu comentarii, să revenim. Cineva. Ia-ți nevastă, pe live cântezi pânzuri. Vă dați seama că din partea unui YouTuber cu 1000 de abonați nu vine niciodată chestia asta. Hate la greu, dar nu faci și tu măcar. Ți-am dat subscribe, dar încearcă și tu măcar să te filmezi. Bun, asta a fost ideea ca să vă prezint profilul de WordPress, intrați și pe el, o să bag și
să mai fac nimic. Mamă, nici panică mi-a dat, am crezut că se vede parola. Și ce naiba, mă, că nu pot să intru să-mi văd profilul. De unde știu, mă, frate, voi că am Tumblr? Este nebun la cap. Vedeți cum m-a depistat ăștia că am Tumblr? Abar n-aveam că... Puteai să crezi că nici nu ai și... Hai că nu lumii. Mai profil. Am că am făcut prea mult tanta. Mă enervează că nu pot să văd... câte persoane, dacă a intrat, mai ales Klaus Iohannis, mă interesează. Unde n-ai văzut să vedem? Nu, aici, mă, ești nebun. Cum o să dai să ascunzi profilul? Păi atunci ce ai făcut, mă, nene? Nu, dă ceva cu virgula aici, nu știu unde n-ai văzut. My profile. Ok, save, dar nu înțeleg care-i treaba. Ce n-ai vrea asta, mă? Nu, aici, mă, frate. Aici, cum am, frate. Așa trebuie să intru pe ăla. Mai like-urile mele. Nimeni nu mi-a dat nici un like. Foarte tare, atunci nu dați, mă, frate, nimic, o să... Da. 9 posteri, 9. Eu cred că astea sunt alea de la ce mi-am vizualizat eu profilul, probabil. În fine, hai că vă las. Și ce să mai zic de comentarii aici? Ești praf. Pedofile acum sunt la poliție. Ești bine. Ești frumos cu spume să moară măta. Lasă-te de YouTube sau de până la poliție videoclipuri, păi pedofile. Dar de ce să mă las de YouTube? Nu înțeleg, nu-ți place fața mea sau care-i treaba? Ce faci, bă, jegule? Faci live? Dar să ne sugi așa... Eu prea prost, dacă ai fost în stare să zici... Așa, foarte bine... Așa. Om prost, dacă ai văzut echipa metodă, parcă ai văzut pe tauri grăzi, pastele, șapte, analfabet.
vine din partea unui mare YouTuber. Care are numai 2 abonați. Mă rog, sunt ascunși. Care e celălalt canal? Nu mai știu despre... Era vorba despre trafetele la de canal. Ce nasol. E vorba despre B. Cu asta o să închid și eu live-ul meu. Observați cineva cu multi-account mi-a dat 11 dislike. Nu înțeleg că nu sunt eu aici, deci tu ce-ai dat dislike la așa ceva? Dar mă rog, chiar nu sunt eu un video. Gata, ultima dată când o să mai pun. Deci nu știu, nu vă promit că o să mai intru pe live, nu vă promit nimic. Eu vă salut, a fost colonelul Morten și sper să ne reauzim. Să aveți parte de sănătate, tot ce vă doriți.